Și bine m-am găsit la un nou episod din Sky Titans. Mi-a pus eu aici banana. Sunt în camera cu chest room. E bine, am niște ender pearl-uri și am și un portal și vedeți schimbarea asta, da. Bun. Deci, sunt singur pe server, nu vine să cred că pentru prima dată sunt singur pe server, chiar dacă eu filmez la 1 și 12 minute. Sunt singur, oameni buni. Ceea ce mă miră faptul asta. Și aparent m-am gândit să fac și eu un portal. Chiar spuneau mult, sau bine, nu spuneau. Tot îmi ziceau oamenii de pe server că când fac portalul ca să mă prim și eu, să mă duc și eu pe la ei, să mai mă uit chestii, gen, etc. Da? Bă, uite aici am uitat să fac un indiciu. Bă. Am uitat să pun un indiciu. Bă! Hai repede să mă duc să iau niște sprus. Ăsta-i sprus? Da, bă. O să mă duc să iau niște sprus wood. Hai să dormim dacă toți suntem singurei pe server. Poc! Poc! Ai. Sunt singur pe server pentru prima dată și sunt chiar dormit. Chiar dacă am spus încă o dată că filmez la 1 și 10 minute dimineața. Mă gândesc că toată lumea, mai toată lumea... doarme pentru că o să înceapă școala și un sau alții au început școala și da. Am nevoie de 4 bucăți de spruce. Unde ești, mă? Spruce? N-am spruce? Nu mai am spruce? What? Bă, uite aici. Ok, și de ultima dată ce n-ați mai văzut de pe server și chestii, de când am mai filmat, o să fac o mică recapitulare. M-a speriat, am crezut că e cineva și sparge ceva blocuri. Uite ce uit. Așa, hai să le dăm la oițele astea de mâncare. Pac, 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 pac. Nu! Fuck it. Mamă, nu mi era de teren sau de ceva, că am era de animale. Să nu fi luat damage. Opa, stai așa, opa, 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 cu cine ești? Așa, bun. Nu sper că nu mori nici oaie. Bun. De ultima dată ce n-ați văzut... la 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 la... Da. De ultima dată... Opa, stai așa că am nevoie de astea. Ce n-ați văzut ce am făcut eu pe server? E bine, am făcut portalul, am făcut chestia aia și... cum să zic... După ce am făcut toată chestia asta... am mers până în end, că am înțeles și din câte știți, au bătut, cei de pe server au bătut dragonul și n-a fost prezent că n-am știut exact când va fi bătut. Am înțeles prima dată pe duminică, după aia pe vineri, după aia pe nu știu ce zi și n-am mai întrebat pe nimeni. Aici a fost greșeala mea, pare rău că n-am fost și eu la bătaia cu dragonul. Dacă vreți, de fapt o să mă duc în episodul ăsta, dar să-mi trească mâncare. Mâncare, 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 să văd, mâncare, mâncare, mâncare. Mâncare, 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 mâncare. Ceva de mâncare, mă, nu am mâncare? Nu, uite ce pot, uite, bun. Așa, deci o să vă arăt endul și toate astea, dar înainte de asta, cred că ați văzut chestia asta deja. Și dacă nu știți, aici am avut ceva cu copaci plantați și erau crescuți și ceva de genul ăsta. Ei bine, acum câteva zile când am intrat pe server, am intrat și după aia m-am trezit cu chestia asta, fără signer, bineînțeles. Și cu groapa asta aici și cu toți copacii tăiați. Ok, n-am zis la nimeni nimic, nu știu ce. Am lăsat aici și am mulțumesc pentru cadou oricine a făcut asta, chestia asta. Așa și sper că măcar ești fericit pentru ce ai făcut, adică să măcar să fie bucuros. Eu chestia asta nu o să dărâm, dacă o să te uiți pe video ăsta, oricine a făcut chestia asta, dacă o să te uiți, îți mulțumesc pentru gestul făcut, ești un dulce, aș putea să zic, dar măcar puteți să te semnezi și tu să știu și eu cine, ce ai, de cine ești, așa e total, Am înțeles, ai vrut să-mi faci un prank, nu știu ce, mi-ai tăiat copacii și mi-ai pus te întors. Da. Bun. Și de ultima dată ce n-ați mai văzut, ei bine, am spus că o să fac chestia asta.
O să fac aici așa o fermă care o să arate ceva de genul ăsta. E, părându-o ăsta, n-am de gând să pun deoarece o să umblu, o să mai umblu pe el așa și n-am vrut să tot cal ca să pot să și sar și pe aici așa pe undeva o să-mi vină ceva o moară, să ce de genul aici, pe undeva pe aici și una acolo, dacă nu mă înșel. Și o să trească să mai fac, dar m-am cam plictisit să fac atâtea găuri, să număr 4, 4, 4, 4, 4, nu știu ce. Așa, pardon. Și, așa, pardon. Și ceva de genul să arate. M-am gândit aici așa să fac un drum, totuși să mă duc și pe jos ca să pot să culeg. Și am zis să pun slab-uri ca să nu mai tăsar și aici așa o să fac un gard. Ceva de genul așa pe cum e asta. Cum e cărarea și o să fac un gard. Wow. E greu să te vorbesc, să te vorbesc, să te vorbesc, să te vorbesc, prea mult de vorbit. Bun, și acum vreau să mă duc până înainte să vă arăt și vouă ce s-a construit. Ce au mai făcut, ce au făcut oamenii ăștia de pe server. Am muncit atâtea ore bune. Aici m-am pus o pretextă din genul ăsta în care dacă vine cineva să nu mai îmi distrugă pe afară sau nu știu ce. Dacă nu știu coordonatele. Deci eu am intrat în portal și nu poate numai decât să vină aici așa și aici nu poate să mă atingă chestiile, nu poate să fac absolut nimic, că deoarece am protecția pusă. Nu poate să spargă, să deschide chestia sau ceva. Bun, asta e portalul, acolo m-am salvat eu câți banana. Prima dată când am intrat în portal, m-am dat din ăza și dacă mă duc aici, aici este ferma de scheleți. Aici este o fermă de scheleți pe care n-a știut că este și pac, am intrat. Este făcută de Mihai, frumos, elegant, nu știu ce. Vii, dai cu sabia, cu ce ai și gata. E bine că avem o fermă de XP aproape de noi. Și acum, hai să mergem mai departe. Asta e portalul meu, bun. Ce pot să mă mai zic? Pe drum, cred că da, deci aici nu. Asta este portalul lui Mihai, care este vecinul nostru, la care a fost data trecută. Hai să vă arăt și vouă ce au construit omul ăsta. Deci, îmi place tare mult bannerul ăsta cu duck. Oh my god, mamă, dar am mai construit ceva de când am mai fost eu. Deci, oh, are și beacon, care are jump. Mamă. Mamă, bă, ești nebun, are și beacon omul ăsta. What the hell? Mamă, ce mișto, mă. Bun, deci de ultima dată când ați fost, de când am fost eu aici, nu erau toate astea puse aici, frumos, așa. Și, mă, omul ăsta vrea să-și facă, practic, zona lui, orășelului Vodka. Ceea ce îmi place cum vrea, ce idee are și toate astea. Eu zic că e ok, eu zic că mie, deci mie place. Cum vrea să facă. Nu contează dacă ar fi de panel sau nu știu ce, ca să mai văzut la alții sau nu știu ce, e ok. Măcar face o muncă bună și plăcută, poți să zici. Uite, că are mai multe intrări, ieșiri, frumos, pac, pac, chestii. Mamă, dar îmi place chestia asta cu jump-ul. Așa, deci cam asta ar fi zona lui. E șmecheră, a făcut omul o treabă foarte bună. Se pricepe. Și la design și la toate astea, ăsta e tunelul lui, care nu știu, nu pot să, nu, pare simplistic, față de ce a făcut el, pare asta cam simplu, așa mă costă un brick. Inițial, nu m-am gândit că pot să ajung la un careva, către banana, către mix Mihai, bun, pe aici așa mergem înapoi. Partea asta mai merge la niște oameni, care sunt pe ruta noastră, din bine pe ruta. Care sunt vecini cu noi puțin mai îndepărtați, nu știu ce, uite, Darkness, nu știu cum. Către mafioții. Așa, așa, către, către Ok, bun, ați văzut? Bă, asta cred că e portalul de la spawn, dacă nu mă înșel. Din câte știu, o să mai lucra și pe la spawn, că sunt tare curășo, ce s-au mai făcut la spawn. Aici e camera de... Aici e dormitorul care e la de la început, ok. Ah, văd că ori lăsat, da, ori luat cu... Ah, ok, ori luat... Pat a luat patrele de sus.
Villager închis. Nether. Oh. Overworld vending items. Food. Mob drops. Și gold. Ok. Deci hai să vedem ce s-a mai lucrat aici. Aici ar fi o fermă de niște porci, am înțeles. Asta. Căsuța făcută de Bea. Sugestiile pentru Sky Unicorn. Sky Titans. Putea să fie ceva mai frumos asta, dar e ok și cum e acum, mi-e place. Aici așa, bun, deci aici ferma de păicuțe mai ciurcurelu. Ciucurelu, ciucurelu. Lampa aprinsă, egal păicuțele prăjite, l-am fostin sau în chest. Ok. Din câte am înțeles, aici ar fi un magazin pentru bannere. Sau ceva de genul încicătuna. Așa, pentru a cumpăra, contactați-mă când sunt în magazinul de banner al lui Dire for the Wind, modelele disponibile pentru banner. Deci, astea sunt bannere. 4 iron sau 2 bucăți de gold per banner. Așa, 16 iron, 8 gold per banner, 24, 8, așa per banner model sugerat de searcher. Sir cred. Ok. După colț mai multe bannere. Mă, tu mă minți. Bannere? To be continued. Mai multe bannere. Da, am înțeles că mă minți. Banner, sfârșit. Am înțeles, bă. Deci, cam astea sunt bannerele. Asta e de Mojang. Și asta ar fi un Mojang, dar ceva mai ciudățel. Asta e Enderman. Asta ar fi un Blaze. Nu știu exact ce vrea. Asta e Squid și asta e Gendak. Ok, bun. Deci, oamenii încet încet se dezvoltă. Nu zic nu, se dezvoltă chiar bine. Aici, cine vrea să-și facă Ce, unde vrea să ducă drumul ăsta? Hai să vedem. Duci undeva drumul ăsta? Sau, da, uite că duci la o casă. Casă de cobblestone după David Darius 2000. Mai nu fi rău. Așa. Ok, deci aici omul vrea să-și facă o casă. Și-a făcut un drum de aici până la el la casă. Hai că-l punem. Nu putem pune. Ok. Deci hai că-l aruncăm, că n-avem ce să facem. Bă, interesant, interesant drumul și lui. Nu zic nu. Dar vreau să mă duc până la end. Vreau să mă duc în end. Așa, dacă mai știu exact drumul. Opa, așa. Fan, pac. Am intrat și aici. Așa, stați-mă o secundă să văd ce de cât timp filmez de 13 minute. Ok, deci mai avem. Așa, ferma de schelet. Ok. Bun. Și acum, dacă nu mă înșel, către B. Pe aici oare? Sau pe aici? Pe aici. Așa, bun. Pe aici e drumul. Asta e drumul către End. Acum trebuie să mă duc tot așa. Către Phoenix și The End. Deci, n-am. Către Phoenix și The End. Bun. Mi s-a cam uscat gura și nașpa. Hai că mai departe acolo cred că stă Phoenix. Și asta e portalul către End. Inițial nu știu exact, nu statistici, achievement. Inițial nu știu exact Into Fire. Trebuie să omor un Blaze Rod sau să fac rost de un Blaze Rod. Sau wait. On a rail diamonds. Deci astea le-am făcut. Deci ar trebui return to. Deci astea să dau așa. Să fac rost de un blazer și după aia să fac locul ăsta și după aia. Deci trebuie să fac rost de blazer ăsta și după aia să fac achievement-ul cu The End. Deci da, deci până atunci
Eu nu am. Uite-te la oamenii ăștia care au mai lucrat și aici. Design by și tunel by Danny. Ok. Nume like dislike, nume așa. Like pe sign-uri dacă vă place tunelul dislike. Așa, like normal, nume, like dislike, nume, like dislike. Aici ca să-ți pui numele și să zici like sau dislike, am înțeles. Spre Overworld, aha. Spre ferma de Enon. Hai să vedem aici ce este. Asta e ca să ieși afară. Și aici mi-ar trebui mie un card, dar nu am un card. Hai să mergem pe jos. Asta e, am uitat să-mi fac rost de un card. Eee, am bătut și un capăs. Inițial loc prima dată când a fost Norfolk și Ine, deci, da. Și ferma lor de Enderman e total ciudată față de ce făceam eu sau ce știam eu că cum se poate face ferma asta de End. Nu știu, mi se pare ciudată într-un fel aici, ceva interesant. Așa, bun. Deci mi se pare un pic ciudată chestia asta. Cum e acoperită așa cu piatră, cu cabluri, cu chestii. Pistoane, nu știu, toate cele. Aici ceva? Nu. Hai să pun și o cartofi ăștia și acum ar trebui eu să cobor încet, încet. Nu știu, mi se pare ciudat și bă, oamenii ăștia, sau bine, nu numai oamenii ăștia, dar trebuie și eu să mai lucru, că n-am lucrat deloc la ferma asta. Am venit doar, m-am uitat, am luat câteva bucăți de ăsta și am plecat. Mamă, noi, uite, goală. Enchant donat, de fresh, furnace. Un ender chest, chestii toate bune. Hai totuși să-i omorăm pe ăștia să vedem, poate facem level 30. Mă, nu mă atacați, mă, bă, nu fiți rău. Bă, dar voi de ce nu muriți? Mamă, dar greu ar murit. Bă, unii nu mor. Ferma asta nu e chiar ok. Că nu mor din prima ea. La unii trebuie să le dau câte vor bucăți de săbii bune. Deci unii mor ca lumea, care rămân cu o bucată de hit de ăsta de pun. Și alții, uite, le dau câte 3-4 săbii. Asta are numai cu 9, bine. Deci, ok. Dar trebuie să fac rost și eu de sabi șmecheră. Hai tot să fac și level 30, hai cam 28. Mamă, dar mă ăsta-i? Nu, nu este ăsta-i. Players. Friendly creature. Ai, nu, ăsta pe 40, ăsta. Hai, mă. Am văzut, gata. Mă omora, mă, sunetul lor. Totuși, mi se pare ciudat cum au făcut oamenii ăștia. Băieții. Uite, ăla a murit cu totul. Unii mor cu totul, unii nu. Așa, am făcut level 30, mulțumesc și sunteți niște scumpi. Punem astea înapoi dacă avem un loc unde să le punem, asta e bun. A, uite, asta e gol. Bun, hai, deci am făcut level și 30, o să facem și un enchant astăzi. O să fac o sabie, să fie șmecher, dacă nu am o sabie enchantată, deci da. Hai să mergem acasă, v-am prezentat chestia asta, cum au făcut oamenii de pe server, sunt chiar șmecheri, șmecheri, da, sunt și șmecheri. Mergem acum acasă, o să facem un enchant și o să ne vedem noi de treaba noastră, momentan. Sunt curios, de fapt, ferma de gol, dacă nu mă înșel, cred că e făcută sau ar trebui să fie făcută, nu știu, dacă nu o să fie făcută, o să mă duc, de fapt, nu o să mă duc, o să vorbesc cu cine o să mai fie un să facem ferma de gol, să avem și gol, deci o să fie totuși șmecherie. Prea mult, e prea mult de vorbit, vorbesc serios. Doamne. Prea mult de vorbit, vorbesc serios, da.
când vorbești prea mult, nu știu, ți se usucă gura, îți rămâne acolo așa mai... Poate o să vi se pare scârbos, așa cu salivă, chestii. Mă, și aici e către Overworld, deci mai mâncăm un cartof, un potato, potato prăjit, cartof prăjit, șmecherie. Mă, tunelul ăsta e clasic, și îmi place și nu-mi place, deși îmi place și nu-mi place. Ia, te n-am Minecraft-ul, iuhu, amăție, ura! Bun, dacă tot am ajuns acasă, hai să pun și astea patru blocuri acolo, că am uitat să le pun. Așa, pac, uite aici, pac, 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 pac. Bun, și că tot am ajuns acasă, nu știu, m-am gândit cum să fac în felul următor. Aș putea să mai pun și pe aici chest-ul și să pun aici frame-urile pe chest și între, deci între chest-ul să pun trap chest. Nu știu, ce ziceți? Ar fi o idee bună și ce așa aș putea să fac ceva în felul următor. Să pun aici așa un chest normal, după aici așa un trap chest, aici așa două chesturi normale. Bine, aici nu prea pot. Ah, stai, că aici nu prea pot. Aici pot, aici nu, ne. Dar uite, pe mijloc, cred că aș putea să mai pun încă un rând de chesturi. Știți? Și după aia să pun aici frame-urile pe chest direct. Cred că ar fi șmec, ar fi ok. Nu știu, zic eu. Bun, hai totuși să-mi fac și un Enchant, dacă tot am ajuns aici, acasă. Hey, piggy, 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 hey, piggy, 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 hey, piggy, piggy. Așa, bun, hai să vedem. Deci, bă, mi s-a cam dus iron shovel-ul ăsta. Doamne, iron, dai mă shovel-ul ăla. Bă, uite, că avem. Deci, atunci, hai să luăm papucii. Deci, prima dată și prima dată vreau să am niște papuci enchantați. Blast Protection. Nu prea m-am gândit pe mine chestia asta. Ia, hai să vedem pe restul de armură. Și să luăm la pizdazului. Deci, Blast Protection. Aici am Breaking 3. Aici am Protection 4. Am Breaking 3 și, dacă nu mă șel, pe Arc am avut Infinity, dacă nu mă șel eu. Arc. Arc avem, da, Infinity 1. Mulțumesc, ești un scump. Așa, punem armura înapoi. Pac, 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 băi. Așa, avem și arcul ăsta enchantat șmecher. Bun. Și cred că o să mai am nevoie doar de 3 levele. Deci, da. Deci, în fine. Cam asta a fost tot pentru acest episod. Eu am fost Banana prezent aici. Până pe data viitoare, sper să aveți o zi bună în continuare. V-am pupat. Bye, bye.